hai să mergem pe România. Și am venit de România. Și acolo a pornit totul. Fumam ceva, ți-o dai seama. O teroare pentru mine pe vremea respectivă. Străin, urmărit, ca asta, cu totul. Era în pază și poliția. Wow. Jur, mă, bani nu se făcea. Era apa. Da, apa și pasie de dure de cap. Doamne, Dumnezeu a venit. Unde e italianul ăsta? Că trebuie să-l arestăm. Eram acolo. Când a făcut Bambu de Vara, atunci la deschidere, mă duc la omul lui, la Nuțu. I-am luat doi tigri. A devenit un Nuțu Cămătaru omul meu, ca să înțelegi. Da, mă, da. Omul? Da, da, da. Prietenul nostru. Da, mă, da, corect. Avea tigri atunci. M-a dat doi tigri. I-am făcut stil asiatic atunci. Ai luat de la Nuțu trei tigri? Două tigri. M-a dat două tigri. M-a dat și dresori după el. Și am făcut o cușcă cu tot cu papagaie ca acolo și tot. Am făcut. L-am îmbrăcat tip asiatic cu oameni și să mergem între lume, știa? La deschide. Foarte tare. Și a luat foc în fața mea, dar la un întrerupător. În fața mea, la 7 seara, sâmbătă. Nu erau destule extintoare să poți să oprești sau să nu știu? Ce extintoare? Luase focul, să urcase pe tavan, din tavan să duse la aer condiționată și gata. Pompieri venise cu două mașini, una fără benzină, una fără apă, fără scada, fără ternacop, fără nimic. Deci au venit și n-am uitat cum m-a luat focul. Ce dracu? Ce vă duc? Câți bani erau investiți acolo? Adică câți? Un 4 milioane atunci. 4 milioane. 4 milioane de atunci, dolari pe vremea aia. Atunci pe vremea aia. Ai fost arestat sau ceva, nu? Ei, nu? A fost poliție sau ceva, nu? Păi ce s-a arestat dacă n-a fost o victimă? A pierdut doar bani? Nu, am pierdut 40 de milioane. Stai, cum? Și era belea. Ala de la puțică doce i-am dat și lanțul meu. M-a făcut 25 de mii. Nu cred. Ce lanț, ce lanț avei? Avem un lanț de aur alb normal cu o cruce atâta. Tot bătut în pietre, mă costase mie 25.000 de euro. Și era mai în față eu, Codine. Era mai scump și... ca asta. Era mai scump ca asta. Nu, asta e mai scump, las-o. Și... și lasă prețele, nu te le spun. Și... Așa, te-a văzut în fața acolo. Cu ziariste acolo, îmi spună, de 3 ore, câte frumoase cruce, câte frumoase cruce. M-am simțit din ala. Am luat crucea așa, i-am pus la gâte, i-am spus, asta e cadou pentru tine. Și după m-am resimțit un pic. Da. Eu am descoperit focul. Femeia m-a chemat și eu m-am dus acolo. Și de ce nu te-ai dus să save, să scoți banii? Repede, nu știu. Tu ești nebun, cum? Și după m-am fugit acasă, să-mi iau cățelul. Pe cezărică? Pe cezărică, bravo. Chiar de sufletul meu. Cum să lăsa pe casă? Mi-era frică că lua foc casa. Când a apărut Lady Gaga pe piață, cu prima e piesă, cu, pe piscină, cu... Dog German acolo cu videoclipul. Ți-i minte? Da, cred că paparazzi sau ce era, nu mai țin minte, da. Prima piesă e și Piciu îmi spune, hai să luăm pasta, că asta rupe. Da, piesă. I-a spus eu, o singură piesă. Ce trezi, da? 25 de... 25 de... Și urâtă? Și urâtă ca dracu fac eu. Hai să o luăm, la... Niciodată. Niciodată. Îți pare rău? Mai bine să dau 50 de mii, una mai frumoasă, ca așa să mă uit și oamenii la privirea ei normală, că e frumoasă.